Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, sunt convins că dacă ați participat la Sfânta Liturghie în ultimele trei duminici sau dacă ați ascultat-o la radio, ați putut remarca faptul că la Evanghelie apărea des expresia Împărăția Cerurilor și că, eventual, înainte de Evanghelie, dacă s-a remarcat acest lucru, apărea o rugăciune sau câteva cuvinte de preamărire pe care Iisus, sau prin care Iisus îl lăuda pe Tatăl pentru că a descoperit celor mici misterele, tainele, realitatea profundă a Împărăției lui Dumnezeu. Dar Iisus știe că doar cei mici, cei care rămân copii la suflet, adică cei pentru care mai e posibil să se întâmple ceva nou, ceva frumos și surprinzător în această lume, doar aceștia, Iisus știa că doar aceștia pot să întrevadă ce înseamnă această împărăție. Dar totuși, ce este cu această expresie, Împărăția Cerurilor? Formula aceasta înlocuitoare apare des, apare destul de des în Evanghelie. O formă incipientă a ei o găsim deja în cartea profetului Daniel. Apoi, Ioan Botezătorul, când începe misiunea sa, spune: convertiți-vă, s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Sfântul Marcu spune, ne relatează că primele cuvinte rostite de Iisus Hristos când începe activitatea publică sunt o expresie foarte asemănătoare, sinonimică chiar. Spune Iisus acolo: timpul s-a împlinit, convertiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Discipolilor, când îi va trimite în prima misiune, Iisus le va spune să anunțe simplu că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Iar când Iisus este acuzat de mai mari poporului că îl alungă pe diavol cu ajutorul lui Belzebul, Iisus replică: dar dacă îi scot cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat la voi. Așadar, expresia Împărăția Cerurilor, am citat doar câteva dintre aparițiile ei în Noul Testament, dar sunt mult mai multe, zic, această expresie, Împărăția Cerurilor, sinonim ebraic pentru o altă expresie, Împărăția lui Dumnezeu, este de maximă importanță în predica lui Iisus și apostolilor. Deci ce ar putea să însemne această expresie? Evreii au evitat și continuă să evite, din respect reverențial, să pronunțe numele lui Dumnezeu și au căutat tot felul de expresii înlocuitoare, metafore, dacă vreți, sau locuțiuni. Așa este, de exemplu, expresia cel atotputernic sau cel care locuiește în înălțimi. Sau mai târziu, mai ales rabinii, vor folosi un termen numit numele atunci când trebuie să vorbească despre Dumnezeu. Nu pronunță numele lui Dumnezeu, ci caută expresia asemănătoare. Bine, același lucru vrea să-l sugereze și expresia noastră, Împărăția Cerurilor sau Împărăția lui Dumnezeu. Este un mod tipic ebraic de a vorbi despre Dumnezeu, în speță despre suveranitatea Lui asupra creației și, mai simplu, este un mod ebraic de a vorbi despre relația care dintre Dumnezeu și tot ceea ce există, între Dumnezeu și istoria oamenilor. Așadar, când auzim în Evanghelie expresia Împărăția Cerurilor este asemenea cu sau s-a apropiat, sau Împărăția lui Dumnezeu este asemenea cu, trebuie imediat să sporim atenția noastră, pentru că se vorbește despre ceea ce se întâmplă între Dumnezeu și noi, între Dumnezeu și mine. Practic, când apare expresia Împărăția Cerurilor este asemenea cu, și atenție, nu zice Împărăția Cerurilor este așa, ci se aseamănă. Deci identitatea nu este perfectă,
ci analogică, prin asemănare. Deci când apare această expresie, am putea înțelege astfel. Dumnezeu se comportă cu lumea, Dumnezeu se comportă cu mine, asemenea respectivului exemplu. E bine, în ultimele trei duminici, Iisus a vorbit, a voit să zică tocmai acest lucru. Și a făcut-o nu în mod brutal, căci tainele, intimitatea inimii lui Dumnezeu și a omului nu se descriu, ci se sugerează. Zic că a făcut-o nu în mod brutal, ci prin asemănări, prin parabole. Și era parabola semănătorului, care seamănă sămânță în cele patru terenuri diferite, acum două săptămâni. Sămânța este bună pentru toate terenurile, căci este Dumnezeu în cauză. Însă roadele sunt diferite, pentru că vorbim despre intervenția și despre partea omului. Duminica trecută, slujitorii din Evanghelie erau contrariați pentru faptul că ei semănaseră grâu bun și erau contrariați că apăruse și neghina. Apariție sau neghină care sugerează acțiunea celui rău, cel pe care Iisus o afirmă. Acțiunea celui rău care totuși, așa cum acționează grăuntele de muștar sau plămada sau drojdia, nu va putea această acțiune a celui rău, nu va putea contracara niciodată în totalitate acțiunea benefică, chiar dacă discretă, a lui Dumnezeu. Cât spunea Sfântul Paul în a doua lectură de astăzi, Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și continuă explicând această expresie că nu este în primul rând acțiunea omului prin care omul își arată dragostea față de Dumnezeu, ci este o acțiune de premeditare sau de preîntâmpinare din partea lui Dumnezeu. Spune acolo că pe cei pe care i-a cunoscut, i-a și rânduit să devină fii ai săi. Zic, această acțiune a celui rău nu va fi niciodată în totalitate peste acțiunea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, chiar dacă în mod discret, reușește până la final, dacă găsește teren bun, să semene sămânța bună. Fă pentru care, cu umilință, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu zi de zi, că acțiunea sa de milostivire, așa cum cântam și în psalm, ne învăluie zi de zi și zădărnicește acțiunea celui rău atunci când noi, ca făina, ne lăsăm fermentați de drojdia bunătății sale. În fragmentul din duminica de astăzi avem trei parabole scurte care din nou explică cum se realizează relația dintre Dumnezeu și noi. Împărăția lui Dumnezeu este ca o comoară, ca un mărgăritar, ca un năvod, ca și o comoară. Dumnezeu plasează comoara în fierii, în inima noastră, la botez, și această înfiere este acolo chiar și când noi uităm de ea. Dumnezeu știe că este posibil să uităm și apoi să nu o conștientizăm niciodată, chiar. Însă mizează pe faptul că poate, într-o zi odată, o găsim, o redescoperim acolo, ascunsă în sufletul nostru. Poate că nefericirea interioară adusă de păcat ne va provoca să căutăm mărgăritarul care să ne convingă de fericirea de a trăi în prezența sa, în prezența mărgăritarului, prezenței lui Dumnezeu. Oricum, asemenea unui năvod, Dumnezeu ne îmbrățișează pe toți, bun sau mai puțin bun sau chiar răi, poate ne lăsăm contagiați și ne convingem să alegem să fim ai săi. Căci Dumnezeu știe că dacă neghina nu poate deveni niciodată grâu, știe Dumnezeu că orice om, oricât de nemernic ar putea ajunge, poate să devină bun și la sfârșitul veacurilor, când se va face selecția, să se poată mântui oricine. Cum se poate face această transformare? Emanuele Previdi, un preot italian, a scris o carte sugestivă intitulată De la rugăciunea inutilă la prietenia cu Dumnezeu. Am mai citat-o și în altă parte, această carte și exemplul pe care vreau să-l citez în continuare. Și spun acest autor italian că era odată un tânăr numit Joel, puternic și generos, dar nimeni nu-i vorbise încă despre Dumnezeu. Într-o noapte, când Joel
dormea pe terasa casei, sub cerul înstelat, a fost trezit de o adiere de vânt și, în licărirea stelelor, a văzut un înger care scria pe o carte ceva cu litere de aur. Și Joel îl întrebă: dar ce scrie acolo? Îngerul, zâmbind dulce, îi răspunse: scriu numele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt binecuvântați de El. Joel, un pic gânditor, spuse: dar numele meu este printre acele nume? Îngerul, înclinând capul, îngână: nu, numele tău nu este. Atunci Joel, un pic amărât, continuă: dar pot să scriu numele meu printre numele celor care îl iubesc pe aproapele? Îngerul a scris și a dispărut îndată. Noaptea următoare, Joel dormea din nou pe terasă. Apare din nou îngerul, iar Joel, de data aceasta, îl întreabă: dar este cumva numele meu scris între numele celor care sunt iubiți de Dumnezeu? Și îngerul răspunse: e primul. Iată așadar un alt mod de a înțelege ce este cu această împărăție a cerurilor sau a lui Dumnezeu. Da, ca să se instaureze această împărăție a Domnului și mai ales ca ea să fie vizibilă, primul pas este generozitatea față de cel care ne stă alături. Spune Psalmul: Domnul îi iubește pe cei care dau din toată inima, pe cei generoși, căci ei sunt semnul prezenței sale. Ei sunt comorile, mărgăritarele pe care le caută toată lumea, chiar și cei mai nemernici, pentru un simplu scop, ca să-L poată întâlni pe Dumnezeu. Căci când noi suntem generoși, disponibili de a face binele, facem în același timp să se vadă cât de mult iubește Dumnezeu. Evanghelia de astăzi se termină cu o întrebare provocatoare. Spune Iisus: ați înțeles toate acestea? Și continuă și parafrazez aici: cine a înțeles câtuși de puțin din tainele lui Dumnezeu, din tainele împărăției cerurilor, este asemenea unui gospodar care scoate din vistieria inimii sale lucruri noi și vechi, căci are inima plină de iubirea veșnică, veche și nouă în același timp, a lui Dumnezeu, și tocmai de aceea este mereu descris spre noutate. Să ne ajute Dumnezeu și să ne dea harul de a avea acea înțelepciune de care vorbea prima lectură, în a descoperi zi de zi că toate conlucrează spre binele celor care sunt iubiți de Dumnezeu. Și vom avea mereu așa, prin această înțelepciune, o inimă deschisă, o inimă tipică celor mici care înțeleg tainele împărăției cerurilor. Lăudați să fie Iisus Hristos!